Salutare și bine ați venit la încă o ediție a competiției Criptonita Show. Invitații de astăzi sunt Andrei, Mădă și invitatul nostru special, Andrei Kim. Mulțumim bine mult! Bine ai venit, Andrei! Mulțumim! Astăzi vom avea 10 întrebări, iar fiecare răspuns corect valorează un punct. Dăm drumul la treabă. Prima întrebare. Ethereum este primul blockchain care suportă smart contracts. Când s-a lansat? A. În 2014, B. În 2011, C. În 2015 sau D. În 2021? De ce răspund în mână? Te-ai pregătit? Nu. Sigur? Pregătiți? Întoarceți tablița. Răspunsul corect este C. 2015. Blockchain-ul lansat de Vitalik Buterin este primul care a permis smart contracts. Ai, ai, ai. Următoarea întrebare. Ce proiect nu este din România? A. Stable DAO, B. Elrond, C. Black Hat sau D. Spirit Swap? Da? Pregătiți? Hai, întoarceți. Răspunsul corect este D. Spirit Swap. Da, auzi ce l-am încuiet. Da, da. Măcar e bine că nu mai dați pedepse. Nu, 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 fără pedepse. Dintre următoarele, care este cel mai vechi proiect de pe Ethereum? A. Maker, B. Aave, C. Shiba Swap sau D. Uniswap? Tu voi aveți noroc că nu mai stăm la canapea și nu stați crăciți. Hai, întoarce stăblița. Mamă, mădă! A dat-o bine, mădă? Da, răspunsul corect este A. Maker. În august 2020 apare SushiSwap, o copie exchange-ului descentralizat Uniswap. Cum îl chema pe devul care a creat protocolul? A. Chef Potato, B. Chef Nomi, C. Chef Kimchi sau D. Chef Dumitrescu? Hai! Care ar fi? Bravo, foarte bine! Am făcut și eu un punct, da? Adică vă rog, așa, Bravo, Andrei! Cine este supranumit părintele DeFi? A. Buterin, B. Satoshi Nakamoto, C. Andrei Cronje sau D. Benjamin Mingu? Este timpul ăla de... Beni? Știu că Buterin e partea asta de Ethereum, corect. După aia ulterior pe partea de Bitcoin, Satoshi care mi-a făcut ce nu-mi dă nimic și de ok Elrond. Da. Nu poate să greșesc, dar acum întrebarea care mi-o pune în cap este dacă e Vitali sau ICO despre care nu știu. Dau un hint. De. Andrei Cronje a lansat Yearn Finance. Mădă, ai dat-o în bară. Răspunsul corect este ce? Andrei Cronje a lansat Yearn Finance, protocol DeFi ce optimizează yield farming-ul. Când s-a lansat Maiar Wallet? A. În septembrie 2020, B. În ianuarie 2021, C. În aprilie 2021 sau D. În martie 2016? Se dă pe față? Hai să vedem. Răspunsul corect este B. Ianuarie 2021. Nu te-ai trebuit să te uiți, nu? Incredibil! Ce-am pus? Am dat-o din feeling. Poate așa. Tu-i să amin întrebările mele. Mă Andrei trișează, cred că schimbăm locurile dacă... Facem, hai, tura a doua, tura exact. A doua, hai schimbăm un pic. Primul DEX din DeFi a fost A. Uniswap, B. Banana Swap, C. Ether Delta sau D. SushiSwap? Răspunsul corect este C. Ether Delta. Serios? Din ce țară provine CEO-ul Aave, platforma de lending borrowing în DeFi? A. Din Ucraina, B. Din Madagascar, C. Elveția sau D. Bulgaria? Răspunsul corect de Bulgaria. Ai, era prea la prima mână să fie Elveția. Bun. În primăvara 2021, artista Delia a lansat prima piesă NFT din România. Cum se numește aceasta? A. Rachetă, B. Stelele și luna, C. Bigudiuri sau D. Trenulețul? Rachetă îmi sună aia, da, cu vai mamă sunt beată, dar vai mamă sunt rachetă. Rachetă vin! Am pus mătorină de 10 lei. Hai, după logica mea așa ar fi. Tu știi că e rachetă! Tu știi că e rachetă! Rachetă! Răspunsul este A. Rachetă.
Dar mereu e așa, pentru că mereu prima care e cea mai logică, niciodată nu e aia, dar e aproximativ aia. Da, stelele și luna, într-adevăr, sună prea manea. Vei să vede că le-a făcut Luci întrebările. Băi, stelele și luna sună o melodie, nu știu, rachetă, sună o melodie. Eu îmi schimb strategia pentru următoarele două întrebări. Vă zic, așa e posibil. Răspunsurile cele mai... Care dintre următoarele proiecte NFT este din România? This for real? Tiny Dinos, B. Red Panda Squad, C. Web3 Pirates sau D. 3 Sudeți. Sunt 3 Sudeți. Sau D. 3 Sudeți. Arată de Web1 aici în poză. Da, uite, Andrei, eu pus o întrebare bună. Sunt proiecte care nu există. Care pot spus că nu există nicăieri. Înseamnă că sunt capcană. Este foarte probabil. Este foarte probabil. Că unul să nu există. 3.0 Sud-Est. 3.0 Sud-Est, arătau bine, da? Hai. Răspunsul corect este C. Web3 Pirate. Yes, this girl is on fire. Mi-mi plac întrebările cu NFT-uri. Nu știu dacă o să mai fi mai avem în următoarea una. Întrebare. Mai este una, nu? Din ce știu, da, dar... gata, ultima. Bun. Aproximat. Market cap-ul monedei Elrond. Cel care se va apropia cel mai mult va câștiga acest concurs. Cum adică? Și ce alte întrebări? E întrebarea finală. Întrebarea vieții asta. Da? Întrebarea vieții, nu? Bun, hai. Ai grijă că mă dă chiar le știi toate. Cu virgulă. Da? I-au vândut mai devreme unul ca să se rătunjească așa cum o vrut ea. Hai mă dă. Andrei? Băi, răspunsul corect este 2,8 miliarde. Bine, Andrei! Și Andrei a zis că e câștigătorul, cel care ia întrebarea asta, da? Bravo! La market cap-uri sunt ok, acolo știu, nu puteți să mă surprindeți. Felicitări, Andrei, ai câștigat această ediție. La ultima întrebare am reușit să mă afirm în totalitate, cea mai da? Grea. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care ați crezut în mine și m-ați susținut de la începutul acestui joc. Și eu mă îndoiam de mine, dar când aveam întrebarea cu market cap, am zis că o să reușesc. Sper că primesc un premiu, l-aștept, da? Un suvenir, nu, ceva. Nu-l arătăm la cameră, dar va veni. Pregătit. Va veni. Îi chem, da? Cu artificiile, cu tortul, ca să simt că am câștigat. Dacă nu, o să iau markerul ăsta ca amintire și o să reușim și așa. Da. Mulțumesc de invitație, în primul rând. A fost fun pentru mine. Chiar m-am distrat. Like și subscribe. Exact. Și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Ne vedem când ne vedem. Ciao.